Vă salut, Giovanni. I-am dat mâncare. Asta e eroul frumos cu pricina. I-am dat mâncare, i-am pus și tratament. A făcut și el un pic alt aici, săracul. Când s-a văzut, cred că... Uite, dacă au mâncare să fac și ale, n-ai bine. Să fac și rele. Așa, deci e grea rama. Ia uitați-vă că i-am dat mâncare. Asta era rama goală. Aici păstura. Așa arată acum cu mâncare. Îi sușu pe ele până o să mă înțepe. Pui tu măiețele pe de margină, la mijloc ca depus. Nu știu, Regina. Da. Are mâncare acum. Să le mai umple o dată și jumătate cu să mai pună puiet pe ele. Și e suficient pentru iarna să ierneze cu două, trei rame. E pe aici, regina. Demarcată micuță. A început să se strângă. Ăsta e puiet căpăcit nou, ăsta de aici. Ăsta e vechi pe margine. Iată, nou la mijloc, vechi pe margine, o să închidă. O să închidă toată rama și aici e bine. Important este că i-am dat mâncare. Bine că mi-a spus cineva să-i dau mâncare, am ascultat de sfaturile omului, că altfel eu îl mai lăsam. Îl mai lăsam, poate și uitam de el. Dar îi dădeam la primăvară. Sau își făcea singur. E, asta cred că are 5 kg acum. I-am și dat. Da, și pus, vai de capul lui, flămându. Uitați-vă ce e aici. Și păstură și un pic de puiet. Așa, aici un pic de puiet. E, îi mai dau și astăzi și închide. O căpăcește toată rama. Deci închide mierea. Și aia e foarte bine că e cald. După aia, în celulele goale care sunt pe cele două rame la interior, o să mai pună ceva hrană, dar aia o să o consume cu puietul și o să facă loc la puiet să ponteze. În țapă, ce ziceți? În țapă? Sau nu în țapă? Ăsta e primul, dacă de aici încolo îmi iau costumul, mânușile și încep cu trâncănitul. Nu stau să le suflu în cur la toți. Eu nu am din ăsta să le suflu în cur la toți. Nu am timp să stau de suflat, trebuie să lucrez repede.
Și a lucra repede înseamnă să mai omori o albină, să o mai strigăști și atunci ele încep să-și înțepe. Și dacă la 50 de țupi mă înțapă 2-3, atunci nu mai sunt apicultor, sunt prostocultor. Să le punem nițică. Cam un litru de sirop. Cam așa, acum, în formația asta, așa cum arată, ne vedem la finele lui septembrie. Să vedem ce face. Sau poate să zic că mă plictisesc, că așa să-i mai fac un control pe 15 septembrie și o jumătate de kilogram de hrană sau să vedem dacă mai e nevoie. Astea fiind spuse, vă salut, la revedere, să aveți iarnare ușoară.